Casa este așezată în mod ideal pe o culme a dealului care găzduia odinioară vechile ferme pomicole din Oradea. Priveliștea de la această înălțime este nu doar fermecătoare. Văzând orașul de sus, te distanțezi de forfota care ne încarcă deseori negativ și ne face să îl părăsim nerecunoscători la final de săptămână pentru a evada în liniștea naturii. Într-o mare de gazon de un verde nemai văzut, trăiești aici o permanentă senzație de weekend. Terasa casei a fost gândită special pentru întrunirile anfitrionilor cu prietenii. Inspirată de peregrinările acestora de pe malul Mediteranei, terasa are puternice accente din această zonă, prin arcadele cu linii feminine, storuri romane pentru a mai estompa din lumina soarelui în după-amieze mai însorite sau piese de mobilier joase. Această zonă a casei are și un loc de gătit, o bucătărie de vară cu dulapuri înzidite, la care combinația de fier forjat și jaluzele de bambus e de mare efect. Arhitectura și interiorul casei au fost rodul unui îndelungat proces de creație. Un CD cu peste 1000 de planuri arhitecturale a fost întors pe toate fețele sale virtuale până când proprietarii s-au oprit asupra modelului final, de fapt o compilație. Pentru că nu doreau o casă mare, suprafața utilă a fost restrânsă la 200 de metri pătrați, arhisuficienți totuși pentru o familie cu 2 copii. Zona de zi de la parter își trădează puțin filonul victorian, prin bow window-ul din living cu vedere spre oraș. Simțul măsurii a dictat la aranjarea obiectelor de decor în această zonă. În mijlocul livingului tronează un set Biedermeier cu măsuță și scaune, pe care proprietarea l-a achiziționat de la un magazin de antichități. Pe aceeași filieră a venit și covorul, foarte vechi, care completează atmosfera ușor clasică a încăperii. Geamul de mari dimensiuni asigură o bună iluminare naturală și pune în valoare interiorul zugrăvit în culori deschise. Imediat lângă găsim o zonă de luat masa, în care obiectele de mobilier și decorative trădează din nou pasiunea de colecționari a proprietarilor. De puține ori ne-a fost dat să ne simțim atât de confortabil într-o casă pe care am prezentat-o. Dintr-o dorință nestăvilită de a epata, majoritatea proprietarilor își încarcă interioarele cu obiecte decorative, zugrăveli în culori țipătoare, care până la urmă vor avea un efect negativ asupra amenajării. În acest caz, proprietarea casei a gândit cu migală fiecare detaliu, refuzând să abordeze această sarcină delicată sub presiune. Astfel, terasa din fața casei a așteptat mai bine de 2 ani pentru a se materializa. Obiectele decorative și mobilierul din interior nu sunt produsul vreunei linii de producție în serie, ci majoritatea provin de la magazine de antichități, o pasiune a proprietarilor veche precum obiectele în sine. Din mărturisirile proprietarei, aceasta nu și-a dorit, cităm, un palat cu trepte la intrare, ci o casă confortabilă, caldă, în care să te simți bine. Pentru asta a încercat să nu opteze nici pentru un stil rece, modern,
dar nici să nu alunece foarte abrupt pe panta unei abordări excesiv de clasice. Până la urmă, est modus in rebus.